să muncim mult, ori să muncim cu cap. Să economisim, ori să risipim. Să ne implicăm, ori să așteptăm. Noi alegem! Împreună, la emisiunea Alternative, în fiecare săptămână, la televiziunea ta. Alternative, idei bune pentru o viață prosperă. Bine v-am găsit la o nouă ediție din ciclul de emisiuni Alternative. În cadrul emisiunii noastre de astăzi vom discuta despre dezvoltarea sectorului zootehnic din Republica Moldova. Vom discuta împreună cu invitații noștri din studioul de la Drochea și Chișinău. La Drochea, în studio, îl avem invitat pe Vasile Gagiu, șef Direcției Siguranța Alimentelor Drochea, medic veterinar, Ion Băbără, antreprenor, satul Sofia, raionul Drochea. În studioul de la Chișinău îi avem invitați pe Nicoleta Marcu Moroșanu, antreprenoră, și Tatiana Nistorică, șef Direcției Politici de Producție, Procesare și Reglementări de Calitate a Produselor de Origine Animală din cadrul Ministerului Agriculturii. Vă spunem bine ați venit la emisiunea noastră de astăzi. Stimați invitați, da, bine ați venit. Stimați invitați, pentru a începe discuția noastră de astăzi, propun mai întâi de toate să urmărim un reportaj realizat de către postul TV Drochea la o crescătorie de iepuri din satul Chetrosu. Ideea de a investi banii câștigați pe parcursul mai multor ani peste hotare într-o afacere profitabilă la Baștene le-a venit celor trei prieteni din raionul Drochea încă în anul 2009. Zis și făcut, au procurat încăpere și au fondat în satul Chetrosu o fermă de iepuri. În 2009, când nu ne-a venit ideea, nu era nicio fermă de iepuri în Moldova. Pur și simplu trebuie să... Părerea noastră a fost că noi suntem trei băieți care am început afacerea asta. Părerea noastră a fost că trebuie să trecut de ceva ce nu este pe piață. Adică ceea ce... De ce trebuie tot să trească porci? O să fie un animal care nu mai crește nimic și nu ai să ai probleme nici cu realizarea, nici cu creșterea. Adică... Începutul a fost anevoios, însă o fermă de iepuri poate deveni o afacere profitabilă, în cazul în care cunoști toate subtilitățile ce țin de creșterea acestui animal, afirmă Nicolae. Nu e ușor. Orice creștere de animale e problematică. Animalul e animal, nu are nici sărbătoare, nici nimic. Trebuie hrănit, trebuie îngrijit. Nu trebuie, mergem înainte. La orice animal, principalul este hrana și îngrijire. Dacă e hrana balansată și el primește totul, el de acum crește mai sănătos. În perioada din țărcare la animal, dacă îi dai, să-și ridice imunitetul, îi dai tot ce îi trebuie, toată nutriția care îi trebuie la moment, și cu mai puține probleme ai. Iarăși clima, în fermă și vară și iarna de la 16 la 19 grade înăuntru. Da, chiar au fost vara cei de an trecut mai călduroasă, s-au ridicat la 22 și astăzi mi-au fost rău. Adică aerul se răcește, aerul se încălzește, ventilarea tot timpul este. De asta și trăiesc mai bine. La fermă se produc iepuri pentru carne, însă veniturile obținute sunt generate nu doar de comercializarea acesteia în magazinele și restaurantele din țară, dar și din pelicelele, care de asemenea sunt vândute. Pelicele se exportă, se folosesc la fetăr. Pâslă. Pâslă se fac din trânsul, poți face numai pâslă. Ea nu-i pentru blană. Animalul să fie pentru blană, el trebuie să trăiască câțiva ani, să fie blană puternică. Dar iepuri se băturizează la 3 luni de zile. De asta e nu-i bună pentru a face ceva. Și o vindeți? Da. Noi o vindem la un centru economic la Chișinău și cum el o exportează. Carnea de iepure este de calitate, nu conține grăsimi, este bogată în proteine. Se folosește în alimentație ca fiind una dietică și astfel este foarte căutată pe piața autohtonă. Unde e realizat? Chișinău. Cea mai mare piață de desfacere e Chișinău, restaurantele, unele magazine mai mici. Dar fi produs calitativ. Dacă el e calitativ, n-ai nicio întrebare cu dânsul. N-ai nicio obiecție la el, n-ai pretenții la consumator, de la medici veterinari. Dacă el e bun, e bun. La crescătorie sunt 600 de femele productive, care produc iepuri pentru comercializare. Cheltuielile zilnice sunt mari, iar banii obținuți din afacere sunt din nou investiți. Orice afacere, asta e reinvestire.
Дальше ай, звеничева в конт, яр реинвестиешь. Яр врей с фачева май бун, яр врей с рдич продусу, яр врей с типати стиль стинз, пати с май... Якакум ам чапут с фачен сингур нутрецу ностру. Так аичи ди сплатери ди келтуели. Viitori 50 ani, prin ce să-mi meargă vorba. Producerea nutrețurilor proprii a fost motivată de existența mai multor probleme ce țin de hrana iepurilor. Altă problemă că până mă când jobă nu trebuie nimeni. El costa 1,50 lei. Am un jobă mai ieftin, 2,85 lei nu-l găsește. Șrotul de foarea soarele, fiți așa. Prețul era mic, am mai jos de toamnă, că așa și mi-am cumpărat. Coarjă. Avem o grămadă, adică s-au investit mult în aparate de brichetat. Brichet doar să facă mulți. Coarja nu trebuie înainte la nimeni și tot gunoiul este. Am gata, 1,50 lei coarja de foarea soarelui. 1,50 lei coarja, asta e... Baza furajeră proprie reprezintă un mare avantaj. În timp ce a pus afacerea pe picioare, crescătorii s-au gândit și la producerea hranei pentru iepuri. Furajere, cereale, toate sunt din cultura proprie. La moment arendăm pământ în Miciurina pentru agricultură în satul Miciurina. Și vrem să vedem, să creștem, deoarece facem hrana singur, cerealele să nu le mai cumpărăm, dar să le creștem tot noi. Actualmente nu este deloc ușor să dezvolți o afacere, însă cei trei prieteni au reușit să obțină succese. Nicolae spune că doar prin muncă poate face față tuturor provocărilor. Un produs pe piață care nu ieșe de mult, ne mândrim cu el, cu calitate. Revenit din nou în studio, am văzut că acești tineri și-au trasat niște scopuri pe care au reușit să le implementeze. Acum aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră, domnul Băbără, cu ce ați început dumneavoastră afacerea? Aș vrea să spun că, într-adevăr, noi afacerea am început-o în anul 2001, în mai 2001, cu multe, să zicem, și-aș spune, lacune, greutăți, ca de la început, ca orice antreprenor, pământuri neprelucrate, au fost după o perioadă grea, dispăruse gospodăriile agricole, începuse privatizarea și cu aceea am început și noi că erau multe pământuri neprelucrate, negrămădite, dar în schimb, cu ajutorul multor specialiști care erau pe vremea aceea, am început afacerea și eu aș socoti că a fost cu un succes, cu o tragere de inimă, cu toți înțelegători că pământul are nevoie de brațe de muncă serioase și s-au pornit lucrurile, cum se vede și la ziua de astăzi. Și ce a fost cel mai greu de realizat, anume în domeniul zootehniei? Cel mai greu de realizat a fost atunci când scapiți încrederea în acești oameni care au pornit lucru și scapiți partenieri de nădejde cu care poți lucra, să poți realiza producția căpătată și să poți procura necesitățile pentru a lucra în această gospodărie. Într-adevăr, sunt multe lacune. Sunt diferite probleme și obiective și subiective, fiindcă, ca de la început, întotdeauna necesitatea de a lucra era nevoie de acești bani. Ca să capiți acești bani, trebuie să ai producători agricoli, producători care vindem producția, ca să-și achite, noi să dăm producția, ca să căpătăm acești bani, ca să putem lucra mai departe. În schimb, în zootehnie, vreau să spun că au fost greutăți din partea cei că nu erau specialiști de ramură, care, asta e o ramură, aș vrea să spun că specifică, fără specialiști de bază, nu poți căpăta producția cuvenită, care ieși au fost și pe vremuri și la ziua de astăzi, că dacă nu îi trage atenția în toată ziua, în tot ceasul, în toată minuta, duci la pierderi foarte mari. Și e nu e atât profitabilă, aș vrea să spun, după prețurile noastre de la ziua de astăzi, fiindcă greutăți sunt multe, dar în schimb producția costă foarte ieftin. Și cine v-a ajutat și prin ce? Care a fost ajutorul? Eu spun că a fost ajutorul între cei primii specialiști, apoi oamenii
de rând m-au înțeles, mi-au încredințat și m-au înțeles sarcinile puse în fața mea și sarcinile puse în fața lor ca să lucrăm, ca să căpătăm producții, să-i remunerăm la timp, să dăm leafa regulat și să căpătăm aceeași producții ca să avem profitul, ca să-și capite fiecare necesitatea lui de, pentru lucru făcut. Și câte capite la moment aveți? Nu, noi am început, vreau să spun că am început, când am început, într-adevăr, dacă era criză mare, am început undeva, erau până la 100 de vaci mulgătoare. La ziua de astăzi avem 250 de vaci mulgătoare, care pe vremea ce era mulțul mălual, era o greutate mai mare pentru oamenii lucrând acolo la fermă. Astăzi s-a modificat, smulge mecanizat, hrănește mecanizat, este, dar aș vrea să spun că pe vremea aceea am început și fără lumină electrică. Era dificil de așa, nu era cu și de plătit această lumină electrică și erau lucruri foarte grele, dar în schimb eu socot că le-am învins pe toate. La ziua de astăzi avem succese, avem și o leacă de profit, nu mare, dar că pădăm și o leacă de profit, care lumea, să zicem, e remunerată la timp, au căpătat încrederea noi întrânși și ei în noi și astăzi, să zicem, suntem la un nivel bun. Deci este un nivel bun. Care a fost rolul autorităților locale? Cu ce au venit de la bun început ei în ajutor? Autoritățile locale, vreau să spun că într-adevăr au fost din partea lor ajutor, printre cei că au fost dezbatere de pământuri, care au fost o parte de oameni, s-au luat pământurile în natură și cu ajutorul autorităților locale am convins oamenii ca să nu băcățăm fiecare parcelă de pământ să fie pe diferite câmpuri, să ne încurce noi lor și ei nouă. Au înțeles, le-am dat ajutoare diferite ca ei să-și lucreze pământurile lor individual, numai nu pe titlul care îi scuvine, dar la o margine de câmp care să nu ne încurcăm unul la altul. Și să cot că printre asta au încăpătat un ajutor foarte bun și înțelegător și cu oamenii. Deci noi acum ești... dumneavoastră vă referiți la sectorul agricol, da. Care deja cunoaștem că nu poți să faci zootehnie fără agricultură, da. și invers. Dar anume în sectorul zootehnic a venit cu un ajutor sectorul de zootehnic, ar spune că autoritățile locale. Ați spus deja că existau niște probleme, nu aveți din start chiar energie electrică. Energie electrică care a încăpătat-o, să zicem. Nu v-ați adresat să vă ajute cumva? Cum nu? Autoritățile locale de pe loc nu au putut să ajute. Asta au ajutat de specialiștii din domeniul energiei electrice care am apărut. Dar ne-au ajutat cu aceea că noi am fost demni de a ne prezenta, că la bun început nimeni nu ne știa cine suntem și cum o să fim noi pe piață. Și ca garant, ca, să zicem, ca un dispozitiv de suport, au fost, într-adevăr, autoritățile locale care... Deci o promovare bună este un ajutor foarte, foarte mare. Local, da. Domnul Găgiu, dumneavoastră, aș vrea să ne spuneți câte astfel de proiecte zootehnice, așa cum am privit acum în reportaj, ce ține de crescătorile de iepuri, avem în raionul Drochea. Cu părere de rău, tare puține obiecte de așa fel avem în raionul Drochea, dar vreau să mă opresc puțin la subiectul dat, fiindcă îl cunosc din temelie, începând cu 3 ani în urmă. A fost o adresare de la acești tineri către serviciul nostru de a autoriza ferma dată. La început am gândit că e o fermă de iepuri, așa cum era pe vremuri. Ieșind din teritoriu, am rămas uimit de faptul în ce mod este organizată această fermă. Începând de la intrare și terminând cu abatorul, era într-o stare ideală. Deci eu îmi zis că e ca unicul moment unde ne învățăm și noi de la pe cei care îi controlăm. De dacă când am intrat în teritoriul ferme, am văzut ceva deosebit, deprinși cu cuștile cele de lemn, cu astea, aici era cu totul deosebit. Mi-am făcut o impresie că și în Republica Moldova s-ar putea lucra cum se lucrează în statele vecine, civilizate. De atâta și când am pus condițiile de lucru, mai n-au fost obiecte care să nu fie rezolvate și care nu s-au rezolvat.
M-a impresionat în primul rând abatorul. Totul era în inox, tot curat, de ce te atingi nu te murdărește, într-o stare așa avansată, să zicem, de o tehnologie nouă, avansată, la care se poate de lucrat. Ceea ce privește alte obiecte, eu cred că am să mă opresc mai jos, mai apar unele obiecte de așa tip, dacă este momentul, eu pot să vă spun că se pregătește să deschidă o altă fermă, tot de iepuri, pe manieră italiană, cred că și finanțările de la Italia venite, și se pregătesc să conlucreze cu firma dată și cred că zilele următoare, săptămâna viitoare, o să ieșim în teritoriu, să vedem care e situația acolo și o să vă informăm adăugător despre situația care o să fie la ferma dată de la deci, satul Perumaiz. De grabă mai avea un obiect tot de așa gen, la care eu cred că tot în modul ăsta o să arăte ferma tot în modul care l-am văzut în reportajul dat. Dar de tehnologii mai vechi, mai avem crescători de iepuri sau nu sunt? Nu avem avem crescători de iepuri în partea asta particularilor, unii țin în jur de 80, 100, 200 de capte, le realizează mai mult în piața agricolă, totuși o parte se stăruie să realizeze și în orașele mari, Chișinău și Belți, pe la magazinele Metro. Nu, asta este, dar condițiile acolo de casă, cu totul altă, nu-i tehnologie, nu-i control asupra calității și a cărnii, și a hrănurilor, și a întreținerii animalelor. Eu vă mulțumesc pentru răspuns. Acum propun să urmărim un reportaj realizat de către studioul central din Chișinău despre o afacere de succes și anume despre un crescător de șinșile. Șinșila este un animal exotic și afacere de acest gen sunt mai puține la noi în Republica Moldova. Să urmărim reportajul. Republica Moldova, țară agrară. Această luzincă ne însoțește imaginea pe parcursul mai multor decenii. Moldovenii dintotdeauna au muncit din greu pentru a valorifica la maxim potențialul resurselor de care ne fericim să dispunem. Varietatea domeniului și a multitudinii ramurilor cuprinse în el abia începe însă a fi descoperită. Moldova e plină de oameni inspirați. La 100 de kilometri distanță de capital am cunoscut o tânără familie care a decis să se lanseze pe piață într-un domeniu mai puțin obișnuit pentru Moldova. Aici, soții Moroșanu, de 4 ani, cu multă dragoste și dedicație, cresc peste 140 de familii de șinșile. Câtă grijă și implicare solicită aceste animăluțe gingașe și rafinate, dar și cum e să dezvolți o afacere în acest domeniu, să aflăm de la ei! Ne-au sfătuit, uite, nu vrei să te ocupi cu șanșila. Am fost în vizite peste hotare, inițial am căpătat la noi în Moldova pe cineva care să pot să mă ghideze, să văd, să cunosc, să nu prea era informații pe atunci și am hotărât să plec în România, a fost ca prima țară de vizită, după aia am plecat și în Ungaria, am ajuns Polonia, până în Danemarca, adică de-am unii țara lor de cea mai dezvoltată, anume în genetica lor, în creșterea lor. În 4 ani, am reușit să învățăm destul de mult ceea ce înseamnă șinșila. Șinșila, în primul rând, este un domeniu de activitate nou. Am studiat piața, am văzut necesitatea creșterii plenelor, am văzut practic că noi putem fi competitivi la nivel internațional, să oferim un produs bun, un produs la fel de calitativ, la un preț competitiv. Respectiv, de ce să nu penetrăm și acest segment de piață și să ne orientăm spre export? Pentru că, până la urmă, noi vrem să atragem banii în țară, nu să-i scoatem. Nicoleta și Dorin își amintesc cu drag de începuturile acestei activități de suflet. Recunosc că nu a fost deloc ușor, dar au izbutit prin mult efort, vizite, studii, schimburi de experiență și cunoștințe pe care și astăzi continuă să le acumuleze în munca lor zilnică. Îmi place să risc. O idee, dacă ne-a apărut, eu o aplic în practică și în teorie, fără să
s-a uievit. Adică dacă totuși de întâi să faci un calcul, în primul rând trebuie de să nu cont de calcule, de bugetul care îți permite să investești în ceva în statul. Mi-a ajutat foarte mult, am apelat la, am luat un grant de la IFAD, cu credit, cu grant nerambursabil, care ne-a ajutat, ne-a dat start, am procurat animalele cu grantul, care a fost un ajutor foarte mare. Pentru a pune pe roată o afacere profitabilă în domeniul zootehnic, trebuie să-ți cunoști și să iubești animalele ca pe proprii copii. Dacă știi să le îngrijești corect și să le satisfaci toate necesitățile acordându-le grija de care au nevoie, munca devine plăcere și scopurile se ating mult mai ușor, spune Dorin. Pentru ei, cel mai provocator în acești 4 ani a fost să găsească hrana care li se potrivește șincilelor cel mai bine. Ei au încercat cele mai diverse soluții și s-au convins că nimeni nu o va face mai bine decât ei înșiși. Astfel că acum familia Moroșanu produce și hrana perfectă pentru micuțele pufoase. Acestea sunt granurile care le producem noi în Moldova, după rețeta daneză pe care am procurat-o. Sunt toate vitaminele necesare și toate mineralele pentru șinșela ca să o consume zilnic, să o aibă. Plus la asta noi deja dăm suplimentar fructe, dăm fân, dăm alte plante și flori ca să consume animalul, să aibă raționul corect zilnic. Și în felul ăsta dimineața, adică trecem, îi lăsăm 15-17 grame per animal. În felul acesta, în fiecare dimineață, seara la fel. Cuștile și alte accesorii necesare de asemenea sunt produse proprii, iar noutatea cu care apar acești tineri antreprenori este că ei susțin și alți doritori de a se lansa în acest domeniu. Sunt foarte mulți crescători care deja i-am ajutat, am importat animale pentru ele, am adus familii, i-am ghidat la creșterea, la construcția halilor, la amenajare, ca să nu aibă pierdere care le-am avut noi inițial, că știam șinșila, știam că ceva trebuie, o mâncare specială sau un nisip special, dar nu anume microclimatul care trebuie, sau lumina care trebuie, sau apa care trebuie. Astăzi, soții Moroșanu știu exact ce au de făcut. Au deschis circa 10 locuri de muncă în cadrul crescătoriei lor, au parteneri locali, negociază eventuale parteneriate externe și cu succes își desfășoară activitatea, făcându-și planuri îndrăznețe de viitor. Vrem, deja fiindcă deamul le creștem și avem mai multe, poate să nu vindem produsul pelicica, dar să producem ceva, să facem niște articole vestimentare, poate aici pe loc local, să le prelucrăm, să ne dezvoltăm anume în domeniul ăsta mai bine, nu doar pentru vânzare sau creșterea lor, dar pentru chiar și a produce final, să fie produs final. De la A la Z. Riscuri există în toate tipurile de afaceri, deci nu există o afacere fără riscuri. Noi trebuie să ne le asumăm și să găsim strategia prin care putem să surmontăm aceste riscuri și să le transformăm în avantaje. Noi am putut, noi am reușit fără bani, am reușit fără relații, am reușit fără capital, fără averi venite de la cineva sau moștenite de undeva și înseamnă că e posibil. Nicoleta și Dorin Moroșanu sunt dovada faptului că în orice circunstanță, în pofida tuturor piedicilor sau descurajărilor, e posibil, aici, acasă, în Moldova. Astfel de exemple cu adevărat inspiră și oferă încrederea că toate ne stau în puterile proprii, iar rezultatele sunt într-o proporționalitate directă cu atitudinile și eforturile noastre. Am revenit în studio și, doamna Moroșanu, aș vrea să vă întreb cine v-a inspirat ca să inițiați asemenea afacere? Deci inspirația a venit fiind într-un grup de prieteni, se vorbea despre acest tip de activitate, despre creșterea șinșilelor. Ne-a trezit curiozitatea, eu fiind la bază jurnalist, am vrut să fac un material. Noi eram în proces de pregătire a unei încăperi pentru creșterea iepurilor. Soțul a venit acasă și a zis: știi, eu m-am răzgândit. Zic, da, cred că la ceea ce m-am gândit și eu, șinșile. Și iată așa am luat drumul acesta, am început a căuta, am început să ne informăm, am început să plecăm în diferite țări unde creșterea șinșilelor este cât de cât la un nivel mai avansat. Și iată așa am ajuns să creștem șinșila. Acum aș vrea să vă întreb, fiindcă într-adevăr această afacere necesită niște cunoștințe speciale, unde anume ați făcut aceste cunoștințe? Poate cineva din telespectatorii noștri doresc și ei să inițieze asemenea afacere și uite să se informeze.
De ce nu avem, să spunem, studii anume în dezvoltarea unei afaceri? Dar de ce nu am... În proces am frecventat tot felul de cursuri de specialitate, de antreprenoriat, cursuri practic oferite de organizații precum sunt ODIM, de asemenea cum este și programul IFAD, care oferă cursuri atât în managementul personalului, managementul financiar contabil, dar și în echilibrarea resurselor și în investiții. Doamna Nistorica, acum aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră, cu ce susține statul entuziasmul acestor tineri? Dacă vorbim în general despre sectorul zootehnic, atunci sunt măsurile de sprijin prin intermediul subvenționării care le avem în Republică. Pentru sectorul zootehnic sunt divizate pentru bovine aparte, 50% investiția, 50% din investiția care se face pentru procurarea utilajului, construcția fermelor și procurarea animalelor. La alte, la ovine, porcine, de asemenea, sunt 50% pentru utilaj, dar pentru sectorul creșterea șinșila, din păcate, subvenționarea la procurarea animalelor nu este. Însă sunt alte programe de susținere și de încurajare pentru a face investiții în acest sector. Cum a fost și menționat, este programul IFAD, care ajută din start, din începutul afacerei, să beneficieze de susținerea statului pentru procurarea animalelor, pentru construcția fermei și chiar pentru dotarea cu utilaj. Aș vrea să vă întreb dacă aveți careva exemple concrete, dacă ați ajutat careva tineri ca visul să devină realitate, anume să vă referiți la exemple concrete care au fost tinerii ajutați. Dacă vorbim de subvenționare, la subvenționare poate să aplice orice agent economic care a făcut investiția, post-investiție beneficiază de subvenții. Concret să mă refer la un anumit agent economic, acum nu sunt gata probabil, dar ceea ce ține de totalurile care se fac anual pentru subvenționare, le puteți afla atât de la Ministerul Agriculturii, cât și de la Agenție pentru Intervenții și Plăți în Agricultură. Este disponibilă această informație, oricine poate vedea aceste cifre. Istorii de succes în sectorul zootehnic, de asemenea, sunt publicate și de programul IFAD. Anual sunt publicate toate istoriile de succes ceea ce ține de investiția în sectorul zootehnic. Da, vă mulțumesc foarte mult pentru răspuns. Am vrut și ca telespectatorii noștri, poate nu toți au posibilitatea să citească această informație, ca să le spuneți mai la concret despre careva subvenții sau ajutor pentru tineri. Acum aș vrea să te întreb pe tine, Nicoleta, spune-mi, te rog, dacă ai apelat și tu la careva granturi, subvenții, dacă ai primit ceva din partea statului. După cum spuneam, noi suntem beneficiarii programului IFAD. Am beneficiat de un împrumut bancar cu 40% grant nerambursabil. Pentru noi, de fiecare dată, nu contene să le mulțumesc, pentru că a fost un ajutor foarte mare. Noi, neavând banii suficienți să dezvoltăm această afacere așa cum ne-am fi dorit. În ceea ce ține de subvenții, din păcate, nu avem acces la ele, pentru că creșterea șinșilelor deocamdată nu este subvenționată de stat, fapt care sperăm să se schimbe în viitorul apropiat, pentru că creșterea șinșilelor însuși, activitatea aceasta de creștere, este clasificată ca orice altă activitate din agricultură, respectiv eu consider și toți fermierii existenți la momentul actual pe piața Republicii Moldova că acest domeniu trebuie subvenționat. Îți mulțumesc foarte mult, Nicoleta, pentru răspuns. Acum aceeași întrebare și pentru dumneavoastră, domnul Babără. Dacă dumneavoastră ați apelat către minister pentru careva subvenții sau la careva proiecte și cât de nevoiasă a fost această cale pentru a obține ceva, dacă ți-a obținut? Da, după cum s-a spus, în sectorul zootehnic, nu pentru
fermele de vaci și ungătoare, este subvenție 50% din utilajul procurat. Încă pe noi n-am apelat, fiindcă le-am avut din trecut, gata construit. În schimb, tot utilajul care s-a procurat la fermă, după cum am spus, pentru mulți, pentru rănitul băligarului, pentru hrană, a fost subvenționat 50%, care într-adevăr chiar în 2015 am procurat o combină modernă de o capacitate foarte bună, care a fost fără ajutorul statului, aș vrea să spun că nu eram noi puternicioși ca să procurăm această combină, ca să o avem și la ziua de astăzi, prin aceia care spunem, cum spunem popor, laptele pe limba vacii. De ce aici trebuie să fie pe limba vacii hrana cea bună, care să ne dea și producția așteptată de la însă. De atât aș spunem, suntem bucuroși, suntem mulțumiți de ce e că noi, într-adevăr, am fost subvenționat și suntem la ziua de astăzi cu acea măsură de subvenționare. Acum aș vrea să vă întreb cât de receptivi sunt cei de la Ministerul Agriculturii față de antreprenorul local, cât de deschiși sunt atunci când aveți careva întrebări și apelați la ei? Eu aș vrea să spun aici și aș vrea să concretizez într-adevăr cât de deschis suntem noi față de dâns și atât de deschis sunt și ei față de noi. Dacă noi cunoaștem sistemul și cunoaștem anume pachetul de documente care trebuie să înaintate la timp și fără întârzieri, receptiv se întorc și acele subvenții la timp. Dacă noi întârziem, dar de multe ori se primea, în mulți ani la rând se primește că noi în decursul anului ca o gospodărie agricolă nu avem bani, în decursul anului îl avem toamna, în schimb toamna se terminau banii de pe preconizați pentru subvenții și de multe ori nu se da procentajul cuvenit la a fost într-un an, că nu s-a dat procentajul cuvenit care era pus în subvenționare. În schimb, dacă dădem, înaintam documentele necesare, am primit la timp și aș spune că suntem foarte mulțumiți de ceea ce am primit. Deci este o conlucrare foarte bună între antreprenorul local și Ministerul. Și pregătirea trebuie tot timpul să avem un om pregătit pentru anume pregătirea acestor documente, să fie la nivel, că de multe ori noi facem multe greșeli și când ajung documentele acolo sus, până le percepte, le întorc înapoi, că nu sunt ceva corecte și iar de nou se întârzie. De aceea mulți spun așa, gospodării agricole care se enervează pe acest lucru că iacob nu s-a dat la timp. În schimb, eu spun că am avut și noi într-un an că nu a fost așa întârziere, dar eu s-o cotic că a fost mai mult și pe vina noastră. Deci eu spun că trebuie să avem întotdeauna oameni pregătiți și noi să fim la nivelul zilei de astăzi cu toate regulile care ne se cer în fața noastră. Să ne conformăm, să ne conformăm, da? Și primim. Bine, atunci, domnul Găgiu, de la bun început am vorbit despre crescătoriile de iepuri care avem în raionul Drochea. Acum aș vrea să vă întreb dacă mai avem în domeniul zootehnic careva afaceri ce ține de lapte, porci. Cu părere de rău, ele mai sunt într-un număr foarte mic, eu am accentuat, totuși vreau să mă opresc decât în la situația care este creată astăzi și ieșind dintr-o zootehnie intensivă de pe vremuri, unde era concentrația mare de animale la un metru pătrat, oare să zicem la un hectar de teren agricol. Acum lucrurile stau puțin altfel. Mergem pe calea formării unor efective de animale, unei ferme numari. La zi noi avem câteva ferme de bovine, fermi de lapte, am în vedere, și e plăcut faptul că mulți tineri se încadrează în lucrul acesta. Vreau să vă dau un exemplu, tânărul Bartolomei Ion de la satul Cotova, unde are în jur de 20 de vaci mulgătoare, la zi chiar l-am sunat și m-am interesat, mulge în jur de 25 de litri
de lapte, asta e, nu e așa de rău, să zicem, ar fi bine și 28 și 30, 25 tot este o cifră frumoasă. De la fiecare vacă. De la vacă curajată să avem în vedere. În alte direcții se lucrează mai puțin, avem câțiva începători de mici ferme de păsări, nu e un efectiv de păsări foarte mic, nu putem să-i spunem că asta se preocupă mai mult comercializarea tineretului de păsări, în perioada asta se ocupă cu comercializarea ouălor, mai ales în piețele agricole ale raionului. Pot să dau citire unor cifre ca să vă înțelegeți care este zootehnia din raionul Drochi. Eu vreau să vă aduc la cunoștință că avem un efectiv de bovine de 14.000, dintre care 8.000 de vaci, porcine 6.000, ovine 13.000 și ce e interesant, că a crescut numărul de capre. Și vreau să vă aduc la cunoștință că avem și o mică fermă de caprine în satul Zgorița, unde se întrețin în jur de 150 de capete. Productivitatea este bună și ce vreau să vă aduc la cunoștință că este un agent economic, o comercializare directă a produselor produse în gospodăria lor. Noi avem și așa dreptul de a autoriza cu vânzare directă de la așa întreprindere. Și unde sunt comercializate aceste produse? Ea are un loc în piața agricolă din Drochia, unde comercializare produse, adică principalul produs este brânza. Uh-huh. Brânza de capră. În felul ăsta. Vreau să vă aduc o cunoștință că mai mult efectivul de animale este amplasat în sectorul particular. Și dacă merge vorba despre subvențiile de stat în direcția asta, ar fi fost bine ca să fie subvenționat producția, să zicem, per litru de lapte, kilogram carne, n-are importanță cât au dat, 100 de kg de lapte au achiziționat, o tonă, ca să cointereseze cetățenii producătorul să producă cât mai mult. Și atunci o să avem și rezultatele. Preferențial în raion, n-aș zice că se dă preferință la la animalul, să zicem, la iepuri, la bovine. Avem și ferme de oi, avem, dacă vreau să accentuez că prima perioadă au fost accesate primele, au fost ovinele. Pentru că e mai ușor și de întreținut animalele astea, de dirijat. În felul acesta, de atâta și la prima etapă a fost ovine. Acum apar ferme de bovine, apar ferme de păsări, incubatoare și așa mai departe. Dar sunt subvenționate aceste ferme, crescătorii? În mare parte lor, ele sunt ferme amplasate în încăperi acomodate, cred că nu mai au nicio subvenție dacă nu o să fie subvenționate pe produs, pe lapte, pe carne și așa mai departe. Dar aș vrut să spun că ar fi fost bine subvenționarea și la primirea vițelor prin metoda artificială. Este un plus unde și noi am avea ceva de câștigat, am în vedere medicina veterinară, că ar fi mai puține boli infecțioase la animale transmise prin metoda, prin montă, și câștiga și producătorul, fiindcă ar primi animale de soiuri avansate, unde se poate decapătat un potențial înalt de producție de lapte. Deci, într-adevăr, în sectorul zootehnic există probleme și acum aș vrea să urmărim ce ne spun producătorii. Care sunt problemele cu care se confruntă dânșii? Problema între și e că nu avem un preț real la lapte. Nu știm și așa și în luna mai tot dăm. Și pur și simplu între asta e problema. Problema încă între și e că nu putem să găsim vaci buni care să dai, de pildă, o dai un 10 ori 11 mii de lei, până când scoți prețul și ala de la vacă în lapte, trebuie să muncești tare mult. Așa ne dorim că când și ceva din partea la
mai de sus, la, de la miniștri agriculturii și avadau. Nu o subvenție, măcar să fac cumva ca să pui un preț, de pildă să nu șibă mai, dar să nu scadă mai mult. Atunci poți să-i faci, să introduci bani, să realizezi ceva, dar așa timp că nu, orice moment noi nu avem niciun contract nic. La moment realizarea este cam, așa să spunem, proastă, în legătură cu faptul că, mă rog, se aduce carne de psihotare și piața de desfacere cam nu există. Mi-am adresat chiar și la abatoare care autorizate n-au nevoie la piață de, mă rog, și la Chișinău și la Drochia, e imposibil că un porc se vinde în timp de două zile, asta e, nu e rentabil de a te ocupa. Dar orice caz, totuși speranța, nu o pierdem, să cotim ca să fie totuși ceva hotărât, să putem realiza, măcar fiind ca să vinem noi singuri la piață, asta e imposibil, noi trebuie să producem, dar realizator trebuie să fie persoane care sunt la locul care trebuie să fie. Dar noi am fi foarte bucuroși dacă statul avea oricare, eu nu spunem că cu fiecare persoană care crește cu un porc, doi, nu, dar care sunt persoane care au 100-200 de porci, să fie ceva centralizat, să aibă oricare piață de desfacere centralizată. Aici în Moldova nu vorbim de peste hotare, dar, mă rog, nu la încheiere noi am dorit ca statul, într-adevăr, să fie... adică să ajute producătorul autohton, să mai scurță uite cu fața la oamenii care cresc aceste animale. Am auzit problemele cu care se confruntă producătorii și acum aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră, domnule Găgiu, cu ce le pot veni în ajutor autoritățile locale antreprenorilor? Vă mulțumesc de întrebare, ar fi fost bună întrebarea pentru un primar, pentru un președinte de Consiliul Raional. Totuși o să mă stărui să vă dau un mic răspuns. Dumneavoastră că... sunteți consilier raional, uitați-vă aici. Vă mulțumesc. Prima și prima problemă care este, ar trebui selectați tinerii care au dorință să facă lucrul ăsta. Fiindcă nu fiecare cetățean, fiecare om, fiecare tânăr, poate, dacă n-ai dorință să lucrezi cu animale, n-ai să faci niciodată lucrul ăsta. A doilea moment este, poate sunt care avea terenuri unde s-ar putea amplasa fermele astea mici, de la 80 la 120 de capte de bovine, fermele de oi, fermele de porcine, de le dat în arendă, ori de le alocat tinerilor. A treilea moment este posibilitatea de a da, poate, careva încăpieri care rămase de pe timpurile gospodăriilor agricole, le dat în folosință. Nu și ultimul care, grija statului față de producătorul din domeniul... Un preț am putea? Ați văzut că există o întrebare ce ține de prețul anume la produsele lactate? Prețul, de ce cum pus prețul la un produs, să zicem, din zootehnie, din toate cheltuielile care se acumulează pe perioada producerii. Dar am în vedere cei care cumpără de la ei laptele dau un preț foarte mic. Da, fiindcă el dictează piața și atunci el, producătorul, nu are încotro că lapte nu-l poate ține mai mult de 12 ori, chiar și răcit, gata. De atât el este nevoit să-l dea cu un preț care el propune. Și atunci el, câteodată, el merge și în pierderi, mai ales în perioada de vară, când nu, laptele este de ajuns, iar atunci prețurile sunt minimale. De atât intervenția statului în chestiile de date ar fi binevenite. Prin niște subvenții, cum am spus-o și mai înainte, la litru de lapte. Domnul Băbrea, aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră, la ce ar mai trebui să lucreze producătorul nostru autohton? La ce capitol? Eu spun că piața și lucru care noi îl facem zi de zi în zootehnie este un lucru migălos, foarte, aș spune că, anevoios, fiindcă e animal viu, care necesită
ceas de ceas, își spune 24 din 24, el cere atenție cuvenit ca la o ființă vie. Deci ea de căpăta un litru de lapte, eu știu cuti că este foarte nevoios și această profesie, după cum a spus și domnul Căjiu, că într-adevăr trebuie să fie oameni cu inimă care au dorință de a se apropie de acest animal, de a-l aduce la așa condiții ca el să priceapă și animalul, cu toate că nu vorbește, dar întotdeauna el își găsește numitorul comun cu lucrătorul de rând, zi la zi își cunoaște lucrătorul care, să zicem, numai s-a schimbat un om din acest încăpere, deodată se vede pe ființa lui că el și nu dă așa producții care o dă la lui lucrător zi de zi. Și aici spun că sunt multe lucruri aici care noi le lucrăm zi de zi și ne stăruim, în schimb, e un lucru foarte, să zicem, greu. De ce e greu că nu... Dar care este piața de desfacere și cât de greu este să... Piața de desfacere, vreau să spun că, într-adevăr, e Republica Moldova, că noi cu a noastră producție care o facem, să zicem, cu aici lapte, nu putem ieși nicăieri, așa aș vrea să spun că, pe cum am spus și la televiziune, reportajul care a fost, că, într-adevăr, prețul la lapte nu își recoperă, să zicem, cheltuieli pe care noi le facem zi de zi. Deci, și ele dispar aceste ferme, se fac acum ferme, după cum a spus domnul Găziu, mici, până la 20, până la 50 de capete, care o fac familiar, care nimeni nu-și pune acum munca zi de zi a lui, dar în schimb, când ferma este mai mare, mai și necesită brațe de muncă, nu putem mări leafa, fiindcă cheltuielile se plinesc mai mari decât prețul care noi îl căpătăm pe această producție. Deci aș dori ca, într-adevăr, să implice și guvernul și statul ca să fie la per litru de lapte, la kilogramul de carne, să fie subvenții ca să poată, într-adevăr, întreține această zootehnie, ca să fie și mai departe. Că și să o dezvoltăm, nu numai să o menținem. Acum să vedem ce ne spun invitații noștri de la Chișinău și aș vrea să te întreb pe tine, Nicoleta, fiindcă afacerea ta este într-adevăr deosebită și cum reușești, care este piața de desfacere și cum, cât de greu este să te menții pe ea? Deci piața noastră de desfacere este preponderent piața externă, pentru că acolo este cererea de blănuri în creștere. La moment noi lucrăm doar cu intermediari, să zicem cei mai mici. Dorința noastră cea mai mare este să lucrăm cu producătorii mari, dar ca să lucrăm cu acești producători mari, noi avem nevoie de un număr mare de blănuri pentru a ieși la export și aici vorbim despre numărul miilor. Deocamdată noi, din puterile noastre, nu putem face acest lucru și de aceea încercăm să dezvoltăm acest tip de afacere, pentru ca să existe cât mai mulți cumpărători, să putem colecta un număr mare de blănuri și să lucrăm cu producătorii mari ca să obținem un preț corect pentru tipul nostru de activitate. Acum aș vrea să te întreb și un mic secret a afacerii tale, dacă dorești să extinzi afacerea și dacă da, cum o vei face? Desigur, noi suntem tineri și suntem extrem de ambițioși. Chiar în fiecare an facem câte ceva în domeniu pentru a evolua afacerea noastră. În acest an am luat o încăpere de 700 de metri pătrați pe care ne propunem să o populăm cât mai curând posibil. Este nevoie de investiții foarte mari. Acum ne gândim să mai apelăm și la niște granturi să ne vină în susținere ca să putem dezvolta acest lucru mai rapid. De asemenea, în toamnă sau cel târziu iarna ne propunem să dezvoltăm o linie de produse vestimentare și articole vestimentare din blană de șinșilă destinate exportului. Am fi început această activitate mult mai devreme, dar am apelat iarăși la un program de finanțare, programul Femei în Afaceri, și așteptăm rezultatele.
Doamna Nistoric, acum aș vrea să vă întreb și pe dumneavoastră cât de pregătiți sunt antreprenorii noștri pentru a cuceri diverse piețe de desfacere chiar și din Uniunea Europeană și cât de greu le este să se mențină sau ce ar trebui să facă ca să se mențină pe piață. Vreau să menționez că la măsurile de sprijin avem și special măsură pentru susținerea agenților economici din sectorul zootehnic inclusiv la promovarea exporturilor și la promovarea produselor pe piața noastră locală. Cât de greu le este, după cum și a fost menționat, sectorul însă și sectorul zootehnic nu este un sector simplu, este un sector foarte dificil, de aceea toate investițiile care se fac și toate afacerile care au succes se bazează nu doar pe entuziasmul antreprenorilor, dar și pe cunoștințe nemijlocite în creșterea animalelor și respectiv în promovarea produsului de origine, produsului obținut, produsului animalier. Vă mulțumesc pentru răspuns și acum vă propun să urmărim un reportaj realizat de către colegii noștri de la Șoldănești despre o afacere de succes ce ține de creșterea ovinelor. Să urmărim! Nu așteaptă mila statului, nu cere ajutor social și nici nu vrea să audă că ar putea fi cândva șomer. Anatolia Tamanenko din satul Cușmirca, raionul Șoldănești, este cioban la oile lui. Bărbatul spune că pentru el oile nu sunt doar animale, ci sunt parte din sufletul lui. Drag de oi, am deprins de la bunelul meu, când aveam, ia ca în anii anișoare, ia cu mari 10 ani. Anatolie spune că niciodată nu a stat cu mâna întinsă, așteptând ca cineva să-i dea ceva. Atunci când nu a avut un loc de muncă în țară, el a plecat peste hotară să-și încerce norocul. În mica afacere, Anatolie a implicat-o și pe soția lui, Tatiana. La început, femeia avea grijă de oi din obligație, întrucât soțul era plecat mai mult peste hotare. Cu timpul, Tatiana a prins drag de bârțane și îngrijea de ele cu plăcere. Ba mai mult, ea a fost și cu inițiativa să-și încerce norocul într-un proiect și au câștigat un grant. Știi, hotare am fost, o țâie rămâne cu dânsele, era foarte greu. Pe urmă, totuși, i s-au îndrăjit și ei oițele și au spus că des să le mulțăm. Ei ne-au părut foarte bine că totuși ea i-a intrat în inimă. Și astea, mai venit cea de grantul ăsta care ni s-a dat, 60 de oi am procurat. El e catare divină, el m-a lipsit pe mine cu oile, că eu nu prea avem așa. Și când am văzut, s-a început de cărlanașii micuți, când s-a început de gustul la brânză, chiar când m-a luat cu dânsul, eu aveam interes. Cum se face brânza așa de oaie? Cum se primește ea așa gustul? Cum iese laptele? Și eu când am văzut, într-adevăr, o plăcere foarte mare am avut și am atracție și când văd că tot încetișor se dezvoltă afacerea, în an o leacă ne-o mai... am suferit noi foarte mult când a fost furtuna și ei mari, am pierdut și capete de oi și ne-o distrus mult. Soția Tamanenko sunt de părere că oricine, dacă vrea, își poate găsi de lucru la baștină. Tot de ce au nevoie oamenii este dorință și răbdare. Știi, hotare, da, te duci banul și muncă toți acolo grea, banul-i grămadă, ai venit, dar nu ieși ea, nu satisfăcut eu cu munca psihotare. Eu aș aici, la baștină, sunt acum, indemnizeții îi mai dau ei, dar nu-i, la mine nu-i caracterul așa, că șed eu să aștept să-mi dă cineva. Totuși, eu mă bucur de banul ăla, poate și mai puțin, e mai riscant, e mai cu mult, e mai greu, dar... Îl muncesc eu cu familia și nu îmi stă în gât băcăți ca cei de pâine care o mănânc, știu că e mea. Mulți sunt care cu invidie că ca Tolia Tamanenko a deschis în sat o fermă de oi și îi trebuiește lui. Dar deși eu trebuie să mă duc, să mă rog eu la cineva, dar să nu am eu banul meu, să aștept când e statul să-mi dăi. Eu mai bine stau în... și muncesc eu cu familia mea și îmi facem noi banul nostru decât să aștept să-mi dăi nia statul. Nu, eu nu sunt de acord cu așa ceva.
Anatolie și Tatiana se trezesc la ora 4 dimineața, când mulți dintre noi dormim în liniște. La această oră ei merg la stână ca să dea start unei noi zile de muncă. N-ați avut așa gânduri că mai bine lăsăm, vindem oile? Nu, până și așa gânduri nu au fost, eu cred că nici n-ați fi, pentru că noi, iacăși fetițele sunt mici, avem o fată de 10 ani, una de 2 anișori și le vărâm tot în munca asta ca să vadă cum se crește o oaie și văd că el a început a îndrăji oițările. În cei câțiva ani de când și-au extins afacerea, soția Tamanenko au angajat mai multe persoane la lucru. Chiar dacă aveau acoperiș deasupra capului, hrană la timp și salariu decent, mulți nu au rezistat la stână și au abandonat lucrul. Tare e greu de găsit un cioban ca lumea, strașnic, e foarte greu. Fiindcă dacă nu-i, n-are una, are alta, n-are, n-au ei voință, n-au un fel de înțelegere ca să știi că să răspundă de că doge tot cu el ca mă rog oaie, dar e foarte sensibilă la ei, că e ca alghina, e trebuie să o îngrijești, să o iei seama de trebuie. Familia ciobanului din Cușmirca susține că oieritul și ciobănia nu este o rușine, ba mai mult. Această meserie este una dintre cele mai vechi de pe pământ. Încă pe vremea lui Iisus Hristos, păstoritul era considerat o îndeletnicire nobilă pe care nu o îmbrățișa oricine, ci doar aleșii lui Dumnezeu. Am revenit în studio, desigur că și creșterea ovinelor este o afacere profitabilă în Republica Moldova și acum aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră, domnul Babără, care sunt sfaturile care doriți să le oferiți celor tineri care ar vrea să rămână aici în țară, să facă o afacere ca să nu plece peste hotare. Lecții sunt multe, dar prima dorință, aș spune eu că orice antreprenor care își pornește o afacere trebuie în primul rând și în primul rând să-și cunoască profesia ori afacerea pe care vrea să o pornească, să o cunoască el bine și apoi să fie foarte optimist că nu mulți pornesc și la un moment mic dau înapoi de ceea că le pare greu. Totdeauna orice pornit este greu, în schimb cu energie tânără și cu o înțelepciune față de afacerea pe care o pornești, întotdeauna poți să reușești ca pe urmă să ai profituri și să fii într-adevăr ajungi la gândul pe care ți l-ai pus la bun început. Așa că toți tinerii poate să pornească orice afacere, nu numai în zootehnie, dar orice afacere îi cere în primul rând și în primul rând cunoștință, răbdare și studiere pieței. Domnul Găgiu, aș vrea să vă întreb dumneavoastră dacă un tânăr dorește să deschidă o afacere, să inițieze o afacere, unde se poate adresa? Ce sfaturi le dați? Primul sfat eu aș da acela că să nu vă temiți să faceți afacere. Cum a accentuat și domnul Babără, e greu începutul. Pe urmă, cu încetul revine la un alt bec cuvenită. De atâta eu sucot că la toți le-a fost greu deodată, cred că începutul este greu, succesele între celelalte. În teritoriu vreau să aduc la cunoștință la toți agenții economici că Direcția Regională Siguranța Alimentelor dispune de specialiști în domeniul fitosanitar, zootehnic, medicină veterinară, siguranța alimentelor. Pe orice întrebare care apare, în afară de problemele de finanțare, noi suntem disponibili să vă aducem la cunoștințele toate cerințele care sunt. Toate ce este nou în domeniul dat, cerințele în domeniul științei și așa mai departe. De atâta eu vreau să vă spun, ușile sunt deschise pentru cei tineri și pentru cei vârstnici. Așa că, stimați agenții economici, vă așteptăm cu orice întrebare, la orice vreme. Vă mulțumim foarte mult și acum aș vrea să te întreb pe tine, Nicoleta, cum vezi tu viitorul afacerilor în zootehnie în Republica Moldova? Eu sunt de fire o persoană optimistă și respectiv consider că lucrurile vor merge în direcția bună și că vor rezista tuturor încercărilor, anume acei antreprenori pregătiți, acei antreprenori informați și cei care depun foarte multă muncă și mult efort. Respectiv, eu consider că
în țara noastră poate fi dezvoltat orice tip de afacere. Important e să stăpânim o idee, să avem ambiție și să avem un plan bine pus la punct și un plan pus pe foaie de hârtie și să ne conducem pe cât de mult posibil de acest plan. Asta este cheia succesului. Doamna Tatiana, aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră unde se pot adresa antreprenorii noștri locali pentru a fi susținuți, am în vedere, către Ministerul Agriculturii pentru a fi ajutați și susținuți. Toți producătorii din sectorul zootehnic nemijlocit pot să adreseze la direcția din cadrul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Direcția Politici de Producție, Procesare și Reglementări de Calitate a Produselor de Origine Animală, pe toate întrebările ce îi ține creșterea, întreținerea animalelor, cât și procesarea produselor de origine animală. Totodată vreau să îndemn atât producătorii din sectorul zootehnic, cât și asociațiile de profil să vină cu propuneri de modificare a regulamentului de subvenționare. În fiecare an, practic, acest regulament este, poate fi modificat și completat cu propuneri parvenite din partea sectorului, din partea agenților economici, spre îmbunătățire. De aceea rog, dacă sunt propuneri pentru a schimba careva poziții din regulamentul de subvenționare, să fie adresate de asemenea către Ministerul Agriculturii, către nemijlocit, către Direcția Politici de Producție, Procesare și Reglementări de Calitate a Produselor de Origine Animală. Emisiunea Alternative la final. Mulțumesc invitațiilor de la Drochia, mulțumesc invitațiilor de la Chișinău, mulțumesc dumneavoastră, stimați telespectatori. În cadrul emisiunii de astăzi am discutat despre dezvoltarea sectorului zootehnic, am prezentat opinii, idei, soluții, iar dumneavoastră rămâne să alegeți ceea ce vi se potrivește mai mult. Sunt Vera Bulgaru și vă spunem pe curând! Să muncim mult! Ori să muncim cu cap, să economisim, ori să risipim, să ne implicăm, ori să așteptăm. Noi alegem, împreună, la emisiunea Alternative, în fiecare săptămână, la televiziunea ta. Alternative, idei bune pentru o viață prosperă.